Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a efectuat ieri o vizită de lucru la Spitalul Orășenesc din Strehaia, unde sunt în derulare lucrările de reabilitare, modernizare și dotare în cadrul unui proiect finanțat cu fonduri guvernamentale, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2. La vizita de la Spitalul din Strehaia au participat președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, prefectul județului Mehedinți Alin Isuf și primarul orașului Strehaia Ioan Giura. Ce e capacitatea de dată de 65, 24 spitalizări agresiv, 45 de 4 spitalizare continuă, împărțite în 25 poltronice și 20 pediatrice. Felicitări, domnul primar, domnul președinte, felicitări și să spun, abia aștept să am ocazia, chiar dacă nu o să mai lucrez în Ministerul Sănătății, anul viitor să vedem lucrurile astea funcționale. Și noi vă invităm. Da. Încă de pe acum să le vedem și funcționale. Mulțumesc frumos. Și în spital, și în policlinică, pe care noi zicem că am adus-o la standard. Arată foarte, foarte bine. Pe care sperăm anul viitor să o și dotăm. Ministrul Sănătății a apreciat cele două investiții, adăugând că vor contribui la scăderea presiunii de pe Spitalul Județean de Urgență, cazurile mai puțin grave din această zonă a județului putând fi tratate la Strehaia. Acesta a sprijinit de fiecare dată investițiile din județul nostru, alocând o sumă importantă pentru infrastructura de sănătate a județului. Astfel, Consiliul Județean Mehedinți a primit o sumă importantă pentru reabilitarea și modernizarea Spitalului Orășenesc din Vânt. Jumare. Ministerul Sănătății a reușit și, sigur, nu vreau în niciun fel să considerați că este o laudă a mea, în niciun fel, dar suntem un minister care a atins toate țintele din PNRR și absolut toate investițiile din PNRR, fie că e vorba de cabinete de medicină de familie, ambulatorii de specialitate, centre comunitare și spitale, pentru că discutăm și de spitale noi în PNRR sau corpul de spital noi, sunt la zi, adică nu avem niciun fel de întârziere. Autoritățile locale sau instituțiile publice centrale care au unități sanitare în subordine pot să aplice în PNRR, au la dispoziție toate instrumentele și aș vrea să fructificăm cu toții și să lăsăm puțin speculațiile de natură politică și să încercăm să înțelegem că noi construim unități sanitare de la medicina ambulatorie la asistența medicală spitalicească pentru pacienții din România, care uneori n-au opțiuni politice consolidate, sunt mai degrabă interesați de calitatea oamenilor care reprezintă la nivel local sau la nivel central. Îi sprijină și vedeți aici primarul acestui oraș, președintele Consiliului Județean, arată că au un interes extraordinar pentru sănătatea oamenilor din acest județ sau din această localitate și lucrul ăsta ar trebui apreciat de toată lumea. Noi totdeauna vom încuraja o astfel de abordare și sprijinul este clar. Probabil că aici, dincolo de dezvoltarea aceasta, care reflectă interes și o bună cunoaștere a problemelor comunității, noi trebuie să găsim soluții împreună cu Universitatea de Medicină din Craiova, să furnizăm sau să atragem într-un fel sau altul personal medical calificat pentru ca să deservească cetățenii din această localitate. Primarul orașului Strehaia, Ioan Giura, a pus mereu pe primul plan infrastructura de sănătate. Astfel, le-a mulțumit atât ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, cât și președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, pentru sprijinul și implicarea de care au dat dovadă. Lucrările sunt proiectate și se vor termina cu certitudine în luna martie anului viitor. Suntem în procedura de licitație a achiziției dotărilor, presupunând mobilierul medical și echipamente. Cu certitudine, vara anului viitor va fi perioada în care spitalul va funcționa și vreau să precizez un lucru. În acest moment, spitalul are cadre medicale, este acoperită specializarea de interne cu medici, este acoperită specializarea de obstetrică ginecologie, este acoperită specializarea de boli cronice, avem acoperită specializarea de chirurgie și pneumologie. Există un deficit pe specializarea de pediatrie, dar în primăvara anului viitor o să avem un medic rezident care se prezintă la post și sperăm să avem și al doilea medic și astfel va fi acoperită. Deci nu suntem într-o criză.
criza actuală a cadrelor medicale în momentul în care vom redeschide în totalitate activitatea medicală în această unitate sanitară. La vizita de la spitalul din Strehaia a participat și prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf. Totodată, ministrul Rafila a vizitat policlinica din Strehaia, unde lucrările de modernizare s-au încheiat, ele fiind finanțate de Consiliul Județean Mehedinți, în parteneriat cu Primăria Strehaia.